Bună seara și bine v-am găsit la un nou episod al emisiunii Mistere la granițele cunoașterii. În această seară veți afla multe lucruri inedite, lucruri care, din câte știu eu, nu s-au mai spus nu doar la această emisiune, ci nici la alte emisiuni de profil. Cei care ați urmărit această emisiune de mult timp sau care sunteți interesați de știință și cunoaștere, ați ajuns deja la o concluzie importantă și anume că universul este inteligent, este foarte inteligent. În spatele tuturor lucrurilor realizăm că există o inteligență care a construit, care a creat tipare de dezvoltare pentru tot ceea ce ne înconjoară. Găsim în sânul vieții care pulsează în întreaga planetă și nu numai, cu siguranță în tot universul, o serie de coduri secrete, de la șirul lui Fibonacci, despre care mulți dintre voi știți, care ne arată că ne arată această inteligență. Sunt foarte multe lucruri care ne spun, sigur ne spun direct, nu e o revelație divină, nu apare neapărat un Dumnezeu care ne spune eu am creat, eu am făcut, lucrurile sunt așa pentru că. Dar omul inteligent, cercetătorul inteligent, care caută să treacă dincolo de limitele impuse de știința oficială, care se oprește la un punct și n-are curajul să meargă dincolo, cercetătorul inteligent descoperă aceste coduri, descoperă niște adevăruri transcendente chiar prin, cu ajutorul științei. Vom discuta despre aceste lucruri inedite împreună cu doamna lector universitar dr. Mihaela Gheorghiu de la Facultatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, o cunoscută a dumneavoastră, emisiunile dânse bucurându-se, emisiunea la care este invitată domnia sa, bucurându-se de audiență mare atât pe Nașul TV cât și pe internet ulterior. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am Subiectul găsit. E provocator, nu știu cum o să-l primească confrații dumneavoastră care poate nu savurează asemenea subtilități. Îi țin minte că am mai vorbit în urmă cu niște luni de zile în particular despre aceste lucruri. Mi s-au părut fascinante. Știu că ați avut niște ezitări în acel moment, gândindu-vă că poate este greu de înțeles și s-ar putea interpreta greșit, dar acum cred că este momentul, se pare, să împărtășiți publicului aceste revelații, le spun eu, născute din cercetarea științifică, dar care ne duc spre zona transcendentă, spre o inteligență creatoare care se află în spatele tuturor lucrurilor. Nu știu dacă sunt revelații, dar sunt observații care s-au născut în urma acumulării unei mari cantități de informație și oricare dintre noi, pe măsură ce citește și încearcă să înțeleagă din ce în ce mai multe lucruri și încearcă să lege ideile pe care consideră că și le-a însușit, observă că încep să se stabilească niște corespondențe, că lucrurile nu sunt deloc disparate, că dacă stai să te uiți puțin mai bine și mai profund, macrocosmosul seamănă extraordinar sau este chiar la fel cu microcosmosul, socialul este, respectă aceleași principii de funcționare și de evoluție ca și individul. Și dacă omul se îmbunătățește și ajunge la un nivel de inteligență și de conștiință spirituală foarte înaltă, chiar și omul devine aproape un Dumnezeu. Știința actuală și, de fapt, observația științifică de la început a creat o realitate care este tributară doar măsurabilului, doar observației experimentale care presupune o măsurătoare, o măsurare cu un instrument de măsură și în felul acesta am ajuns să considerăm că de fapt știință nu înseamnă altceva decât materie și descriere a proprietăților materiei. În medicină, cel puțin, dezvoltarea tehnologică și cunoașterea fenomenelor a permis, practic,
o pulverizare a specializărilor și a subspecializărilor, în așa fel încât cel mai mare păcat al medicinei actuale este faptul că a pierdut de cele mai multe ori imaginea întregului, viziunea asupra individului în tot ce înseamnă el, spirit și trup, minte, emoții. Spuneam că pe măsură ce încercăm să ne îmbogățim cunoașterea, observăm că există un fir roșu care unește diferite planuri ale existenței și eu am să prezint câteva lucruri, am să încerc să vă invit la un exercițiu intelectual sau la un joc, dacă doriți, și să vedem dacă lucrurile sunt corespondente așa cum am să le prezint eu. Am să vorbesc despre nașterea unei proteine, despre maturizarea ei funcțională, dar înainte de a descrie în linii mari acest lucru, aș vrea să vă reamintesc niște informații pe care le avem din vechime în toate religiile și în toate culturile antice și nu numai, și în creștinism, neofiții trebuie să suporte un ritual de inițiere și în acest ritual de inițiere el își asumă niște evenimente și niște experiențe care sunt de multe ori la limita cu moartea și care nu sunt ușor de trăit de către niciun individ obișnuit. În misteriile creștine, un neofit care își dorea să devină inițiat era legat la ochi și pe tot parcursul experiențelor prin care trecea, rămânea legat la ochi, pentru că abia la sfârșit, după ce reușea să treacă cu bine de toți pașii de inițiere, să fie dezlegat și să vadă lumina într-o altă lumină. O să mă întorc la proteine și am să iau un exemplu. Un exemplu care... Adică ce vreau să ne spuneți este că aceste mituri, aceste povești antice care se referă la niște... sunt niște povești arhetipale, cumva, pe care le descoperim în biologie. Sunt niște realități transcendente care au fost transmise sub forma miturilor, pentru că așa puteau fi preluate de memoria colectivă, dar care ascund niște coduri valabile pentru, inclusiv pentru realitatea biologică. Și am să vă dau un exemplu. Pentru cei care nu sunteți cunoscători, încercați să mă urmăriți cumva ca într-un film polițist. Este vorba despre sinteza unei proteine, ea se numește MHC2, molecula de histocompatibilitate de tip 2, și această proteină urmează, când va ajunge la maturitate, deci când va deveni inițiată, urmează să prezinte antigene către limfocitele noastre T. Ce înseamnă asta? Înseamnă că limfocitele, celulele imune, care sunt esențiale pentru dezvoltarea răspunsului imun, nu se pot activa, nu pot să declanșeze răspunsurile imune care ne sunt esențiale, până când nu cunosc antigenul prezentat de aceste proteine, de această proteină MHC2. Luați-o ca un nume. Nu are importanță, așa se numește, o spun pentru cunoscători. Această proteină va activa în afara celulei, deci este o proteină care va fi fixată pe membrana unui anumit tip de celulă prezentatoare de antigen. Această proteină, în momentul în care se naște, este sintetizată în succesiunea ei de biluțe, de aminoacizi, mărgele înșirate pe o ață, este vărsată într-un loc din celulă care nu seamănă cu nimic din ce este în afara lui. Între celulă și mediul extracelular
separarea se face prin membrana celulară și aici sunt două lumi, sunt două lumi foarte diferite. Tot ceea ce este în celulă cu tot ce este în mediul extracelular. Proteina aceasta, MHC2, va urma să acționeze în afara celulei, într-un mediu foarte vitreg pentru tot ce înseamnă proteină din interiorul celulei. Și atunci, iată, imediat ce este născută, ea este vărsată în mediul din reticulul endoplasmic rugos. Acesta este locul unde se fabrică proteine care urmează să acționeze în afara celulei. Acest mediu, spuneam adinauri, nu seamănă cu nimic din ceea ce este în restul celulei. Este un mediu foarte dur, un mediu cu foarte mult calciu, cu niște concentrații de substanțe oxidante foarte mari. Este un mediu foarte vitreg. Și proteinele care sunt sintetizate, sunt vărsate în acest mediu, iar riscul lor este de a muri imediat prin precipitare în acest mediu foarte dur. De ce face celula acest lucru? Pentru că mediul din reticulul endoplasmic rugos este creat pentru a antrena proteinele pentru ceea ce urmează afara celulei. Această apă, această soluție poate fi asemănată cu Styx-ul care despărțea lumile în legendele antice, cu apa care separa tărâmul viilor de tărâmul morților, care este o apă atât de rea ca și compoziție, încât nici zeii nu puteau să bea din ea, odată ce ar fi băut și ar fi pierdut vocea pentru 9 ani. Și cu toate acestea, un zeu care se scălda în apele Styx-ului devenea nemuritor. Să ne aducem aminte de Tetis, care își ține pruncul pe Ahile de un călcâi și îl scufundă în această apă foarte rea, Ahile devenind invincibil, devenind nemuritor, dar rămânând călcâiul de care l-a prins mama lui. Mă întorc la proteină, la molecula MHC2. Ea este aruncată în acest mediu și de aici începe inițierea ei. Începe lupta pentru supraviețuire și pentru câștigarea potențialității funcționale. Riscul este să se piardă imediat și totuși apare cineva care o protejează în tot acest periplu din reticul. Acel cineva? Acel cineva se numește șaperonină. Sunt alte proteine protectoare, proteine care vor însoți noi născuți în tot drumul lor, adică spre maturizarea funcțională. Fiecare proteină creată, nu? Are câte un protector care se numește șaperonină. Și care stă lângă ea, învăluie ce se întâmplă. Învăluie și o protejează de precipitarea în acel mediu care este foarte dur din reticulul endoplasmic rugos. Acum aș vrea să vă imaginați proteina MHC2 ca pe un individ. Acest MHC2 este legat la ochi, între ghilimele. Este neofitul. Urmează să câștige putere funcțională. Cum este legat la ochi? Cum este asta? Legarea la ochi se face prin fixarea unui fragment proteic exact pe locul pe care această moleculă MHC2 ar urma să fixeze antigenul. Exact locul din proteină prin care ea și-ar manifesta cunoașterea, funcția, este blocat imediat ce se naște. Apare această legare la ochi, între ghilimele, este realizată de o proteină pentru cunoscător numită invariant chain. Și mai spectaculos, imediat moleculei MHC2 i se constituie un dublu. I se constituie o altă proteină identică structural, dar care nu va avea niciodată rolul pe care îl va desfășura MHC2. Și de ce este construită un dublu aici?
Iată de ce ceea ce știm noi, pentru că acest dublu va proteja, este o șaperonină care va însoți, va proteja molecula MHC2 pe tot parcursul ei. Să ne aducem aminte că în toate tradițiile există mitul îngerului păzitor, mitul dublului. Deci mă întorc, proteina MHC2 e legată la ochi, e blocată printr-un o proteină inhibitorie și în același timp începe să se deplaseze cu dublul său, cu o șaperonină care o ghidează, cu ghidul spiritual. Și acest trio pornește, părăsește reticulul endoplasmic, trece prin diferite locuri din celulă și urmează să fie expusă pentru o scurtă perioadă de timp pe membrana celulei. Ai zice că odată ce proteina a ieșit din celulă s-a terminat, e inițiată, încă nu. Proteina, după ce a luat cunoștință încă legată la ochi și cu mediul extern al celulei, se întoarce într-un segment din celulă care se cheamă lizozom. Ăsta este punctul terminus. Aici este locul unde trebuie să acționeze ea. Aici, în lizozomi, proteina MHC2 se va întâlni cu antigenele și le va încărca pe locul pe care trebuie să le prezinte. Numai că acest loc e încă ocupat. Molecula MHC2 este încă legată la ochi. Și iată că în lizozomi se întâmplă un lucru extraordinar de interesant. Vin niște enzime, taie în două etape acea proteină inhibitorie și dintr-o dată molecula MHC2 inițiată este capabilă să-și îndeplinească misiunea. Cum îndeplinește această misiune? Dublul, îngerul păzitor, șaperonina, cum vreți să-i spunem, dublul își va desăvârși acțiunea, pentru că aici în lizozomi această moleculă dublă numită HLADM, double molecule, dublu molecular, această moleculă va alege din toate antigenele, din toate particulele străine care au ajuns în lizozomi, doar pe acelea cu semnificația imunologică cea mai mare, cele mai puternice ca antigenicitate, și numai acestea vor fi așezate pe molecula MHC2. Iată o inițiere, o inițiere funcțională a unei proteine în care regăsim nu o mulțime, dar deja câteva dintre miturile antichității. Lucrurile nu sunt deloc, sunt doar deschise și trasate în linii foarte grosiere. Aceste șaperonine, acești dublu, acești îngeri păzitori, când sunt urmăriți în structura lor intimă, moleculară, prin cristalografie cu raze X, aceste proteine dovedesc o simetrie și o frumusețe, sunt niște molecule minunate, forma lor este de floare cu 7 petale, perfect simetrice. Asta a fost doar un mic exemplu. Am să vă port acum spre o altă zonă, o să vorbim despre niște receptori. Sunt niște receptori extrem de numeroși. Este o familie uriașă de receptori. În ce scuze? Și asta în legătură cu un mit, da, al antichității? Da. N-ar fi mai bine poate să vorbim despre mit? Ca atunci când îi descrieți, omul să facă, da, legătura bine, mai... Da, bine, și așa se poate. Eu cum considerați? Punctam mitul în momentul în care ajungeam la o anumită zonă din receptor, dar se poate oricum. Aș vrea să ne ocupăm puțin despre spirală. Despre spirală ca portal între două lumi, despre spirală ca mod prin care se conectează puterile, forțele naturii. Să nu uităm că spirala în
atunci când o urmărim în plan, poate fi redusă la labirint, iar spirala care este dezvoltată în spațiu este arborele vieții, este molecula de ADN, înseamnă simbolistic, înseamnă o mulțime de lucruri. Aș vrea să intervin puțin aici pentru că mi se pare foarte interesant. L-am avut invitat la un moment dat la emisiunea de istorie pe etnologul Ion Ghinoi, profesor universitar, membru corespondent al Academiei Române, și în discuția pe care am avut-o am vorbit despre tradițiile românești în care sunt ghidate sufletele celor morți după moarte. E foarte interesant, vorbind de spirală. Asta voiam să spun, da. Da, pentru că e exact recomandarea asta. Ia-o la dreapta și acolo îi vede, după care o iei la dreapta și, de fapt, indicațiile este sunt într-o drum în spirală. Da. Ei, eu am să vorbesc acum, după ce am văzut cum parcurge ritualul de inițiere o proteină, și gândiți-vă că proteinele sunt structurile cele mai teribile ale unei celule, prin care ea își îndeplinește în funcția și pentru care consumă cea mai multă energie, să vorbim acum despre o altă structură, un receptor. Numele lui este destul de fad la prima vedere, superfamilia receptorilor cuplați cu proteinele G. Așa se numește în biologie, numai că acești receptori sunt niște organe de simț ale celulei prin care celula răspunde la majoritatea stimulilor din mediul extracelular. Pe acești receptori cuplați cu proteinele G se fixează hormonii, se fixează neurotransmițători, se fixează tot felul de compuși odorizanți și diverse molecule prin care din mediul extracelular se semnalizează spre celulă. De la o lume pleacă informația spre altă lume. Acești receptori cuplați cu proteinele G au o formă absolut fabuloasă. Sunt niște spirale care intră și ies din membrană de 7 ori. Deci, o heptaspirală, o spirală cu 7 spire, intră și ies din membrană de 7 ori. Pe o extremitate se va așeza substanța care vine din afară, de la lumea de dincolo, și pe această spirală informația este amplificată și transformată în așa fel încât ea să fie tradusă celulei. Această structură este regăsită nu numai la acești receptori cu proteinele G. Canalele de apă din membrană, canalele prin care trece apa, în, probabil că sub formă ondulatorie, sunt formați din 3 spirale și au forme de clepsidră. Alte structuri sunt spirale din componentele NADPH oxidazei. Nu are mare importanță pentru necunoscători. Și acum hai să ne ducem puțin la mit și să vorbim puțin despre apa sâmbetei și despre apa duminicii. Interesant. Apa duminicii este o apă, în tradiția populară românească, o apă care coboară din rai spre pământ și în drumul ei de la rai spre pământ face o spirală, ea coboară în spirală de 7 ori, în cele mai multe dintre bazme, în unele și de 9 ori. Acum se consideră că prin această apă toată informația bună, toată protecția lui Dumnezeu este preluată pe pământ. Apa sâmbetei este apa care face legătura între pământ și iad în lumea de dincolo pentru cei care au trecut deja. Această apă a sâmbetei în tradiția populară românească are proprietăți foarte asemănătoare cu Styx-ul, despre care vă spuneam adinaur că e o apă cu o compoziție groaznică. Asta s-a dus pe apa sâmbetei, adică s-a dus, s-a încheiat cu... Și apa sâmbetei o înconjură de 7 ori pământul. De 7 ori sau de 9 ori. Deci aceeași spirală.
pe care o regăsim. Iată niște forme și ce se întâmplă prin receptori. Prin receptori, de fapt, se generează niște semnale care sunt amplificate la fiecare pas al spiralei, sunt amplificate pentru a fi preluate în celulă, exact pe baza energiei de amplificare dintr-un ciclotron. Oare este întâmplător faptul că majoritatea receptorilor de semnalizare au această formă de spirală? Este un portal între două lumi, pentru că lumea extracelulară este foarte diferită de lumea intracelulară. Mai mult decât atât, proteinele, în momentul în care se sintetizează, proteinele sunt mai întâi niște mărgele așezate pe o ață, aminoacizii se leagă între ei. Numai că apar niște forțe care obligă aceste mărgele să se spiraleze. Deci, din nou, spirala în structura unei proteine. Pentru oricine privește o proteină în tehnici din acestea ultraperformante de cristalografie, observă din nou spirala chiar în interiorul lanțului proteic. Nu este întâmplătoare această formă care, pe de o parte, este transmisă ancestral ca modalitate universală de cuplare de informație, transmisă probabil transcendent, și nu este întâmplător faptul că o regăsim la atâtea scări în celulă de la și forma galaxiilor, de la forma galaxiilor până la ADN. Aș vrea să stărui puțin acum asupra unui lucru care este neglijat, și o să vedeți care este legătura, care este neglijat în foarte mare măsură. În legătură cu spirala? În legătură cu tot ce se clădește în lumea vie. O vom face după o scurtă pauză publicitară. Rămâneți aproape, pentru că nu va dura mult și o să continuăm cu aceste aspecte foarte interesante ale științei și spiritualității până la urmă. Revenim imediat. Am revenit și continuăm discuția împreună cu doamna lector universitar doctor Mihaela Gheorghiu despre inteligența naturii, despre codurile secrete pe care le descoperim în profunzimea materiei, despre adevărurile transcendente pe care le vedem nu doar în miturile străvechi, în tradițiile autentice, ci și în cele mai aparent banale aspecte ale vieții, ale biologiei. Spuneați înainte de pauză că vreți să insistați asupra unor anumite aspecte care sunt foarte importante. Tot ce am spus mai devreme despre aceste forme repetitive din lumea vie nu ar ajunge la rădăcina adevărurilor dacă nu am vorbit puțin despre apă. Și o să vedem că, de fapt, în concepția modernă, apa este cea care dictează tuturor acestor structuri spectaculoase să ia formele despre care am spus. Iar în religii avem botezul cu apă și corpul uman stă până la naștere în apă, este apoi spălat imediat după naștere, este primul contact cu apa din afara mamei, este apoi botezul și este baia ritualică de dinainte de înmormântare, după ce moare individul. Deci pecetluirea aceasta cu apă o întâlnim și în tradiții, dar eu vreau să mă refer puțin la niște lucruri care sunt mult mai nou descoperite și pe care noi le-am trecut
sub uitare sau le-am neglijat în totalitate. Vedeți, toată lumea spune, este deja folclor științific, afirmația că omul este format 60% sau 70% apă. Acest procent este valabil numai dacă raportăm la greutatea unei celule, la greutatea corporală a individului. Dacă raportăm numărul de molecule din interiorul unei celule, facem raportul la numărul total de molecule, o să vedem că apa înseamnă 99%. Deci dintr-o 100 de molecule intracelulare, 99% sunt apă, înseamnă apă, și restul e altceva, o proteină, un aminoacid, un lipid, un altceva. Diferența este dată de scara moleculară, faptul că acele 1% sunt mult mai voluminoase, dar dacă raportăm ca număr de moleculă în concentrație molară, apa înseamnă 99%. Această apă este uluitoare pentru că iată ce s-a mai descoperit. Prin studii din 2009 și din 2012, Goodsell, despre care am mai pomenit și în alte emisiuni, a dovedit că organitele din celulă, subsegmentele celulare, proteinele, lipidele, sunt așa de compact așezate unele între altele, încât spațiile libere din celulă sunt extrem de mici. Celula nu e nici pe departe ceva care plutește în apă. Sunt spații libere foarte mici și totuși în aceste spații libere apa se insinuează și este măsurat la ora actuală că în jurul fiecărei structuri, mai ales în jurul fiecărei proteine, sunt câte 4 straturi de apă, câte 4 pături de apă, care nu sunt deloc fixe, sunt într-o dinamică permanentă, într-o vibrație permanentă. Ce au descoperit? Că dacă este alterat numărul de molecule de apă și pentru o perioadă scurtă, numărul de molecule de apă din stratul de hidratare a unei proteine, proteina nu mai funcționează cum trebuie. În jurul moleculei de ADN există apă, molecule de apă. Și toată lumea s-a întrebat de ce trebuie să fie atâta apă în jurul ADN-ului. Și au observat un lucru care este fabulos. Nucleotidele, mărgeluțele care formează ADN-ul, care se leagă unele de altele, au nevoie pentru a se înșira de ion fosfat. Luați o detectivistic, se cheamă fosfat și sunt ion negativi. Păi dacă așez două mărgele cu ion fosfat pe ele, sunt ion negativ, mărgelele acelea ar trebui să se respingă. Dacă așez 2000 de mărgeluțe cu fosfați pe ele, și mai tare se resping. Și totuși, ADN-ul se constituie, bucățelele din care este constituit nu se pulverizează așa cum ar trebui să se pulverizeze dacă s-ar respecta forțele de respingere electrostatică. Cine face neutralizarea? Moleculele de apă care se așează și neutralizează cu zonele pozitive ale dipolului și ionii de magneziu. Deci, numai așa, la prima vedere, observăm că fără apă nu se poate constitui ADN-ul din celulele noastre. Fără apă nu se poate constitui o proteină. Au făcut un experiment recent și au văzut că dacă s-ar constitui o moleculă de ADN într-o cameră vidă, fără niciun pic de apă, molecula de ADN ar trăi 50 de picosecunde, fără apă. Iată că apa aceasta, pe care o regăsim esențială în toate tradițiile, este sursa fundamentală a vieții, este sursa fundamentală a vieții la nivel intracelular.
fără această apă care să se așeze în jurul tuturor structurilor nou sintetizate, structurile respective nici nu iau forma pe care ar trebui să o ia și nici nu adoptă funcția pe care trebuie să o ia. Am să fac o paralelă cu un bazm. Și nu numai un singur bazm, în toate bazmele românești în care se ajunge ca eroul, făt frumos, să ajungă să fie într-o gravă criză existențială, să fie rănit, să moară, el este înviat de niște personaje feminine. Aceste personaje sunt întotdeauna feminine, sunt zâne, sunt fecioare, sunt, mă rog, preotese din templele antice și aceste zâne scaldă, îl scaldă pe făt frumos în două ape, obligatoriu în două, una nu e de ajuns, în apa vie și în apa moartă. Hai să facem o mică paralelă cu ce am început discuția. Spuneam că o proteină, când este sintetizată, este aruncată în acea apă moartă, teribilă, plină de calciu, plină de compuși oxidanți, pentru că numai acolo se desăvârșește funcțional. Hai să zicem că aceea este apa moartă. Dar proteina, ca să ajungă să fie aruncată în apă moartă, trebuie mai întâi să-și capete straturile de hidratare din jurul ei, acele patru straturi de apă fără de care nu se poate sintetiza. Aceea este apa care îi dă viață, îi dă formă, aceea este apa vie. Iată cât de repetitiv, aproape matematic, regăsim toate aceste aspecte la nivel biologic. Vă pot exemplifica pe multe aspecte ce am spus. Au fost făcute niște studii pe molecula de hemoglobină de la o anumită broască. Îmi scapă numele acum în latină, la specie. Și au văzut că dacă se extrage doar un cluster, un grup, un ciorchină de 60-80 de molecule de apă de lângă hemoglobina aia, nu mai poate să transporte oxigenul. Apa este cea care conferă aceste proprietăți uimitoare. Și să vă întreb din punct de vedere practic, ca să aibă și acest aspect, această emisiune. Există recomandarea ca dimineața fiecare om să bea o cană sau două căni de apă călduță pe stomacul gol și să lase jumătate de oră până când mănâncă ceva, această apă având un rol benefic, nu numai de hidratare, dar, mă rog, cum se vede din perspectiva dumneavoastră această recomandare care e... Da, o putem discuta pe diferite niveluri aici, că este nevoie de apă pentru a realimenta, a curăța tot ce înseamnă mucoase, tub digestiv, pentru a intra rinichii într-o funcție mai alertă imediat ce te-ai trezit. Putem discuta în sens simbolic că este apa care reconectează individul cu sursa existențială din mediul extern corpului lui. Nu uitați că în tradiția românească, cum te-ai trezit, eu așa știam de la bunica mea, cum te-ai trezit, te duci, te închini, deci informatizezi cumva corpul și iei puțină aghiazmă. Iată, e un alt mod de informatizare a corpului. Pot să fac o paralelă aici, ca să epuizăm cumva subiectul apei, pentru că mai vreau să vă mai spun câteva lucruri. Există un dialog celebru între Iisus, în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 3, între Iisus și Nicodim, un fariseu recunoscut, un om onest, un înțelept și oarecum un inițiat. Și la un moment dat Iisus îi spune, adevărat, adevărat îți spun, de nu
te vei naște, de nu ne vom, te vei naște din apă și din duh, nu poți ajunge în împărăția cerurilor. Nu poți ajunge la cunoașterea adevărurilor. Apă și duh, poate, sigur, în semnificație teologică este altceva, dar în semnificație biologică înseamnă apă și câmp informațional. Aceasta este baza pe care se structurează toată existența vie. O altă zonă de mit și de adevăr transcendent este legătura imposibil de rupt dintre viață și moarte. Am să o exemplific pe tot ce înseamnă adevăr biologic și o să spun povestea simplificat în felul următor. Celula consumă foarte multă energie ca să sintetizeze o proteină. Și când urmărim proteina asta în cristalografie cu raze X, o găsim simetrică. O găsim o structură minunată, axe de simetrie, perfecțiune și totuși proteina aceasta nu funcționează. Ca să poată să funcționeze, acestei proteine trebuie să îi se rupă simetria parțial. Trebuie să apară undeva un factor care să inițieze moartea. O moarte parțială pe o zonă de catenă, fără de care proteina aceea nu începe să funcționeze. Această liză, această rupere de simetrie se face prin proteoliză limitată, prin tăiere limitată din lanțul proteic. Și suntem uimiți să constatăm că proteoliza limitată, ruperea de simetrie, moartea parțială a noi născutei proteine este, de fapt, o modalitate universală de activare. Nu se poate face coagularea sângelui, nu se poate topi cheagul, nu ne putem apăra cu sistemul complement, nu putem să semnalizăm moartea celulară fără proteoliză limitată. Este un mod universal. Chiar mă gândeam acum când vorbeați despre partea socială astăzi. Acest atac al neomarxismului cultural prin care se lovește în tot ce înseamnă armonie, de la familie până la... Dar acolo se face o rupere violentă, o rupere de simetrie. Da, mă întreb dacă... Adică e clar că contrareacția este ca societățile să caută să-și recupereze tradițiile, valorile pentru a rezista acestui atac violent, destabilizarea... Deja se face acest lucru. Da. Deja se face acest lucru. Numai că, vedeți, în natură Dumnezeu are grijă să rupă foarte puțin simetria. Aici, da. Aici, în momentul în care simetria s-a rupt grosier, apare moartea sistemului. El nu mai poate să facă față. Asta vor neomarxiștii de astăzi, să omoare să omoare vechile tradiții, credințe, obiceiuri, adică toată armonia de bază a civilizației omenești. Numai că ei uită că se lovesc de niște informații transcendente, că tocmai vorbeam. E foarte greu să rupi așa ceva și generezi reacția inversă, care e mult mai puternică decât te-ai aștepta. Coagularea în cunoașterea tradițiilor, a culturii. Deci, nașterea spre a muri și moartea spre a genera proprietăți și spre viață sunt regăsite permanent. Nu există funcționare a viului fără această rupere de simetrie, fără această moarte parțială care generează viață în etapa următoare. E un alt aspect foarte interesant, într-adevăr, și cu siguranță că cu cât pătrundem mai multe detalii de acest fel, rămânem
mai uimiți, dar în același timp apare și acest sentiment de încredere în faptul că universul și viața are un scop, că există o inteligență extrem, extrem de profundă și complexă în spatele acestor lucruri, că până la urmă trebuie să fim optimiști dincolo de toate problemele sociale, că există căi de rezolvare. Există și căi de rezolvare și dacă ținem cont despre ce vă spuneam, că ADN-ul nu se poate structura fără moleculele de apă din jurul lui care să-i dicteze, nu cumva trebuie să căutăm și patologia genetică și cauzalitatea cancerului, a neoplaziilor, tocmai în aceste dereglări ale hidratării moleculei de ADN, nu cumva aceasta este o pistă de discuție și de cercetare ulterioară. E mult mai simplu dacă privim lucrurile așa. Da. Și sunt multe colective care au început deja să facă acest lucru. E clar că progresul științific este exponențial de o bună bucată de vreme. Nu cred că ne vom plafona foarte curând, să ajungem la un punct, nu mai avem ce să descoperim de aici, iar când ajungem acolo, probabil că totul va fi uluitor. Pentru că nu mai avem multe minute, mai sunt 5 minute din emisiune, vreau să vă întreb dacă mai e o altă corespondență între un mit și o realitate biologică pe care vreți să o menționați. Sunt așa de multe lucruri de spus. Vedeți, dacă ne întoarcem tot la apă, apa așa cum o are fiecare dintre noi ca model mental, apa lichidă nu se găsește în corpul nostru decât în limfă și în sânge. În rest, este o apă structurată, o apă care în multe situații seamănă cu gelul, o structură care nu este deloc neapărat apa vie. Este o structură mai statică, dar dacă luăm și privim sub acest static, observăm că de fapt sunt molecule de apă care vin, se dezleagă, se desfac, poartă informație. Este o hermeneutică, este un schimb de informație permanent care duce la, practic, este foarte greu de trasat un fir roșu care să unească tot ce se întâmplă în celulă și în extracelular. Nu cred că o minte umană poate să lege toate lucrurile, dar demersul meu prin aceste exemple n-a fost decât să încerce să ridice, să deschidă o fereastră și să accentueze faptul că omul, realitatea viului, este cu totul altceva decât ceea ce se vede din exterior și se poate măsura obișnuit, că Dumnezeu este mult mai aproape și că ne trimite aceste informații pentru că numai așa putem să-L cunoaștem, prin aceste dovezi, noi nu-L putem pipăi și nici nu-L putem observa. Mă întrebați despre mituri. Hai să vă spun doar un lucru care este foarte interesant în cascada coagulării. Apropo de ape, foarte multe procese din organismul nostru funcționează pe principiul cascadei. Apa care cade de la o înălțime, cascadă care, deși pornește cu o anumită forță de sus, doar prin diferența de gravitație, atunci când ajunge la punctul terminus, are o forță mult mai mare. Toate aceste cascade sunt regăsite în corpul nostru și în mediul extracelular și în celulă. Și iată, în momentul în care a pornit coagularea sângelui pe un loc, acolo unde este o leziune vasculară, în momentul în care a început cascada de coagulare, de
aproape de la debutul ei s-a transmis semnal informațional spre fibrinoliză, spre procesul opus, spre moartea coagulării. Deci, cum a început sângele să coaguleze într-un loc ca să oprească o hemoragie pe o leziune vasculară, aproape simultan cu debutul coagulării, s-a transmis informație și fibrinoliza, procesul care va topi cheagul mai târziu, este deja amorsat. Interesant. Vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați împărtășit, a fost foarte interesant și sperăm ca în viitorul apropiat să putem face încă o emisiune cu un alt subiect. Vom vedea despre ce este vorba. Rămâneți aproape de noi. Ne vedem peste o săptămână. Toate cele bune!